Acest videoclip nu te va învăța cum să te îmbogățești peste noapte. Te va învăța metode inteligente și echitabile de a strânge bani pentru toate nevoile tale, indiferent dacă este vorba de achiziția unei mașini sau unei case cu banii jos, fără să te împrumuți de la bancă și indiferent de salariul tău. Deci vizionează până la ultima secundă. Din această oră vreau să adopți un comportament financiar disciplinat, care în timp îți va returna destul de mulți bani și te va învăța să alegi ce e mai important în viață. Toate videoclipurile mele au capitole, deci poți sări la cele mai importante informații pentru tine atunci când vizionezi videoclipul pentru a doua oară. Ca să-ți fie bine, trebuie să urmezi trei principii simple. Să muncești eficient pentru a avea venituri cât mai mari, să nu risipești deloc banii și să depui sau investești toate economiile tale în locuri unde primești dobândă. Tu vei împrumuta banca și ea îți va plăti dobândă, nu invers. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai mulți bani este să nu pierzi banii pe care îi ai. Fiecare om are un venit principal lunar, salariul. Dacă ai un salariu net de 3.000 de lei și îl economisești integral, în doar 17 luni, adică un an și jumătate, strângi suma de 50.000 de lei, adică 10.000 de euro. 100.000 de euro în 14 ani. Dar mare parte din salariu îl consumăm în două feluri, cheltuieli obligatorii și cheltuieli opționale. Cheltuielile obligatorii sunt cele fără de care nu putem trăi. Apă, mâncare, facturile la electricitate, apă, telefonie, internet, școlarizare, servicii medicale și așa mai departe. Cheltuielile opționale sunt cele fără de care putem trăi, dar vrem să le facem pentru că pe moment credem că ne vom simți mai bine. De exemplu, haine de firmă sau pantofi noi, deși avem o pereche, jucării, mașină cu grad ridicat de confort, vacanțe, un smartphone nou, deși telefonul actual funcționează, pere dulciuri, Netflix sau mai nou Disney Plus și așa mai departe. Ca să afli câți bani pierzi și cât poți economisi, scrieți toate veniturile și cheltuielile pe hârtie sau într-un Excel. Acest document îți calculează automat sumele. Îl găsești în descrierea videoclipului, îi faci o copie în drive-ul tău și completezi veniturile și cheltuielile tale. Începe cu veniturile în coloana C. Poți considera sumele tale sau ale familiei. Dacă ai venituri volatile, pune o medie pesimistă. Apoi scrie sincer toate cheltuielile lunare. Dacă nu știi exact cât cheltui pe ceva, estimează în sus umflând costul. Documentul calculează automat cât cheltui în total și cu cât rămâi în portofel la finalul lunii. Vei avea nevoie de acești bani economisiți, deci pune bine într-un cont de economii, la trezorerie și poate chiar și la bursă. Din păcate, nu vei putea aloca toți banii de aici pentru mașina sau casa pe care ți-o dorești, motiv pentru care am creat rândul albastru de mai jos, care se va actualiza corect după ce completezi și cheltuielile anuale. Îți garantez că vei fi surprins de rezultat, deci completează serios tabelul. Fiecare dintre noi mai avem cheltuieli ocazionale, cum ar fi vacanțele, dispozitive electronice sau întreținerea mașinii. În partea aceasta a tabelului, te rog să scrii media anuală a estimărilor tale. De exemplu, dacă îți cumperi un smartphone odată la 5 ani, împarte prețul telefonului la 5 și scrie câți bani trebuie să aloci anual pentru el. Aplicația îți calculează independent aceste cheltuieli anuale. De ce? Pentru că acești bani îi vei cheltui la un moment dat, în loc să-i aloci pentru casă sau mașină. În această celulă mare roșie, se calculează automat totalul cheltuielilor dintr-un an, adică cheltuielile lunare plus cele rare. În această celulă mare albastră, afli cu câți bani rămâi la finalul anului în portofel, adică totalul veniturilor anuale minus totalul cheltuielilor anuale. Toți acești bani îi poți pune deoparte doar pentru marea ta achiziție. Dar suma aceasta este pe un an întreg. Cât stă aloc lunar? Simplu. Te întoarce la rândul albastru de mai sus. Mai jos, în această celulă albastră, te invit să scrii cât te costă produsul, mașina sau locuința pe care o dorești. Aplicația îți calculează în cât timp poți strânge suma pe baza economiilor tale anuale. Acesta e un exemplu real în care am rămas lunar, teoretic, cu 1100 de lei în mână. Deci suma de 50.000 de lei o strâng în 4 ani, nu un an și jumătate cât aș fi strâns cu întreg salariul de 3.000 de lei pe lună. Din păcate, majoritatea oamenilor cheltuie mai mult decât trebuie și astfel mulți români nu mai ajung să-și cumpere mașina sau casa pe care și-o doresc niciodată. Iată ce trebuie să faci. 1. Când primești salariul, pune mai întâi deoparte cât vrei să economisești, apoi cheltuie din cât rămâne. Făcând așa, vei avea și un bonus. Vei vedea că ai mai puțin bani în portofel, vei cheltui mai atent și, poate, îți vor rămâne chiar mai mulți bani la finalul lunii.
2. Poți mări veniturile, adică muncești mai eficient și ceri o mărire. Ori cauți un nou loc de muncă. Sau poate ai un hobby din care poți genera și bani. O mică mărire ar trebui să primești anual. Fii harnic! Trebuie să muncești serios pentru o situație financiară solidă. Dar nu uita că e mai bine să faci ceva ce îți place decât ceva bănos care nu îți face bine. Nu te extenua pe termen lung și ia pauze când ai nevoie. 3. Reduc cheltuielile, măcar cu 10%. 100 de lei în plus pe lună înseamnă 1200 de lei pe an și 6000 de lei în 5 ani. Pentru simplul fapt că ai cumpărat apă la sticlă de 5 litri în loc de cola, pentru că ai stins televizorul când nu era necesar să te uiți la el și pentru că ai oprit apa la robinet până te-ai spălat pe mâini și pe dinți. Iată 11 surse de cheltuit inteligent. În vacanțe, cazează-te la hotel de 2-3 stele în loc de 4-5 stele. Călătorești să vezi hotelul sau locația vizitată. Gătește mâncare în loc de a comanda sau cumpăra de la restaurant. Merge la serviciu cu bicicleta sau cu un mijloc de transport în comun, nu cu mașina, dacă poți. Condu economic când folosești mașina. Cumpără produse de calitate și durabile în timp, în loc de produse ieftine care se deteriorează după ieșirea din garanție și necesită reparate sau înlocuite. De exemplu, un scaun de 1000 de lei care te ține 15 ani este mai ieftin decât un scaun de 200 de lei care te ține 2 ani, pentru că în 15 ani ai plăti 1400 de lei pe 7 scaune proaste. Probabil ai auzit o vorbă a celor bogați: eu nu-mi permit lucruri ieftine. Gândește pe termen lung, dar nu merge nici în cealaltă extremă în care cumperi doar lucruri scumpe. Nu ai nevoie și nu ți se rentează întotdeauna cea mai bună calitate sau tehnologia de ultimă generație. Ia ce-ți trebuie ție, nu ce vezi la ceilalți. Fii echilibrat și nu uita că mai scump nu înseamnă mai bun. Fă-ți o listă când mergi la cumpărături și cumpără doar ceea ce ai pe listă. Ignoră ofertele, fiindcă e mai scump să iei un produs la jumătate de preț decât să nu-l cumperi deloc, dacă nu cumva vei avea nevoie de acel produs în viitorul apropiat. Cumpără cu 25% mai puțină mâncare și pune-ți cu 100 de grame mai puțin în farfurie. Dacă nu urmezi un program sportiv sau alimentar metodic. În plus, reducerea mâncării are un beneficiu dublu pentru cei grăsuți. Ultimele studii arată că românii aruncă 20% din mâncarea cumpărată la gunoi, 1000 de lei aruncați de fiecare dintre noi. Mănâncă sănătos, fără țigări și mult alcool. Ține post și fă mișcare ca să nu ai probleme de sănătate în viitor. Nu cumpăra haine multe sau scumpe, ia-ți doar strictul necesar. Ai grijă de lucrurile tale ca să te țină cât mai mulți ani. Repară-le dacă se defectează, dacă se poate, în loc de a cumpăra altele noi. Iarna, ține temperatura din calorifer cu 2 grade mai mică și ia-ți o bluză în loc de asta în tricou. Vezi aici mai multe sfaturi de la George Buhnici. Mergi anual la un control medical și stomatologic ca să previi problemele de sănătate care te-ar costa de 10 ori mai mult când se agraviază. Nu reduce niciodată din educație și din sănătate. Îmbogățește-ți mai întâi mintea, apoi portofelul. Ai grijă de tine și familia ta, fiindcă valorați mai mult decât banii. În coloana D te invit să scrii noile venituri și cheltuieli pe care ți le propui să le ai de azi înainte. Pentru unele cheltuieli îți cad eu automat 25% ca să vezi că puțin cu puțin se adună, dar tu poți scrie ce vrei acolo. 10 lei salvați din 10 locuri îți aduc 100 de lei în plus pe lună. Iată cât am obținut în plus față de economiile actuale, reducând puțin cheltuielile de care nu aveam cu adevărat nevoie. 4800 de lei în un an, 48.000 de lei în 10 ani. Mai jos, în celula D79, afli cât timp câștigi dacă te ții de economiile din coloana D. Pune deoparte acești bani când primești salariul, ca să te asiguri că nu îi cheltui pe lucruri care nu îți trebuie în realitate și care, deși ți se pare că devii mai bogat și mai fericit pe moment cumpărându-le, pe termen lung te sărăcesc. Bine, dar ce faci cu banii economisiți? Cu siguranță ai obiective importante, precum o mașină, o locuință pentru tine, o locuință pentru copiii tăi sau, foarte înțelept, un fond de urgență pe care să-l poți accesa la nevoie. Nu te gândi doar la nevoi sau stricăciuni materiale. Gândește-te și la probleme medicale, la tine, în familie sau la prieteni. Să presupunem că ți-ai eficientizat veniturile și cheltuielile la maxim și pui deoparte 1500 de lei pe lună. Presupunem că mașina visurilor tale, Dacia Logan. Scuze, am greșit poza. Asta costă acum 10.000 de euro dacă o cumperi cu banii jos și dacă distribui videoclipul meu. În 2,8 ani tu vei strânge această sumă dacă dai și un like. Presupunem că fix atunci ți se strică mașina actuală, deci la fix pentru cea nouă.
Mergi la reprezentanță cu 50.000 de lei și ai o surpriză. Mașina acum costă 55.000 de lei. S-a scumpit în fiecare an cu 3% din cauza inflației. La fel ca toate prețurile din țară. Dacă s-a scumpit mașina, de ce nu s-au scumpit și banii pe care i-ai economisit? Iată că banii tăi s-au devalorizat. Deci, deși numerar ai tot 50.000 de lei, ca putere de cumpărare ai pierdut 5.000 de lei. O sumă enormă pentru 3%. Evident, Loganul e mai scump și cu 10.000 de euro poate alegi o mașină la mâna a doua. Dar aici îți explic conceptul cu sume rotunde. Ai observat deja că prețurile cresc anual peste tot. Inflația medie în România din ultimii 10 ani a fost de aproximativ 4%, chiar dacă în 2022 a atins recordul de 16%. Deci ar trebui să faci ceva ca banii tăi să crească cu minim 4% pe an, ca să fii pe zero. Altfel pierzi din ce ai muncit. Iată un exemplu. Presupunem că ai 100 de lei, iar o pereche de căști costă tot 100 de lei. Îți prezint două scenarii. A. Peste un an, toate produsele se scumpesc cu 10%, deci căștile costă 110 lei. B. Peste un an, din portofel îți dispară 10% din bani, deci rămâi cu 90 de lei. E vreo diferență între cele două scenarii? În ambele cazuri ești cu 10 lei pe minus, deci nu mai poți cumpăra căștile. Din fericire, băncile, statul și brokerii ne oferă posibilitatea deschiderii unor conturi în care să primim dobândă chiar și de 8% pe an. Și e gratis pentru cine știe de ele. Probabil ai auzit de cont de economii la bancă, titluri de stat sau investit la bursă. Toate aceste unelte sunt disponibile și pentru noi, săraci de rând, nu doar pentru bogătani. Ideea înmulțirii banilor e simplă. Tu împrumuți bani unei instituții, instituția folosește ajutorul tău pentru a genera banii pentru ea, apoi îți dă înapoi împrumutul și dobânda. Evident, instituția face mai mulți bani decât îți înapoiază. Dobânda pe care ți-o dă banca pentru că tu i-ai împrumutat ei bani e mult mai mică decât dobânda pe care tu trebuie să-i o plătești băncii atunci când ea îți împrumută bani. Dar 4% e mult mai bine decât nimic. De exemplu, dacă depui 100 de lei într-un cont cu dobândă standard de 5% pe an, tu în fiecare an primești câte 5 lei gratis. Înainte de a merge mai departe, trebuie să înțelegi ce este dobânda compusă, pe care Albert Einstein o consideră a 8-a minune a lumii. Matematica ne arată că investiția ta crește exponențial în timp, adică mult mai mult decât cu dobândă standard. Presupunem că depui într-un depozit suma de 100 de lei. Depozitul are randamentul de 5% pe an. Câți bani ai peste un an? 105 lei, pentru că 5% din 100 de lei înseamnă 5 lei. Dar peste 2 ani? Dacă ai spus 110 lei, ai greșit. În anul 2, dobânda se calculează pe baza sumei din anul precedent. 5% din 105 lei înseamnă 5 lei și 25 de bani. Deci peste 2 ani vei avea 110 lei și 25 de bani. Păi și ce faci cu 25 de bani extra? Îi lași în cont, pentru că ți-ai dat deja seama că în timp nu primești doar câte 5 lei pe an, ci din ce în ce mai mult. În 10 ani, dobânda anuală va valora peste 8 lei și în total vei avea 162 de lei. Ai primit în plus 62 de lei pentru simplul fapt că ai lăsat acei bani în contul de economii, în loc să-i fi ținut pe card sau ascunși sub saltea. Dacă depui 1000 de lei, primești în plus încă 628 de lei. Dacă depui 10.000 de lei, primești în plus 6.280 de lei și așa mai departe. Sună foarte bine, dar trebuie să mai luăm în considerare doi factori. 1. Poate nu vei depune suma de 10.000 de lei dintr-o dată, deși ar fi bine să faci asta. Vei depune probabil câte 500 sau 1.000 de lei pe lună. Citim în acest calcul că în 10 ani ai depus 60.000 de lei și ai primit în plus 18.000 de lei. 2. Din cauza inflației, peste 10 ani acei 78.000 de lei nu vor valora la fel de mult ca astăzi. Dacă dorești să fii pragmatic, scazi procentajul inflației, adică 3%, din acele 5% și rămâi cu un profit real de 2% pe an. Estimez că cei 78.000 de lei de atunci vor valora cât 66.000 de lei de astăzi, dar tot ești pe plus cu 6.000 de lei. Pentru obiective mari va trebui să economisești peste 1.000 de lei pe lună și te las pe tine să-ți calculezi cât îți trebuie ție. Caută pe internet un calculator de dobândă compusă.
Scrie perioada peste care dorești să faci mare achiziție. Scrie câți bani depui acum în depozit. Scrie câți bani vei depune în fiecare lună de acum înainte. Scrie dobânda pe care ți-o oferă instituția la care faci depozitul. De exemplu, la bancă e aproximativ 4% pe an, dobândă compusă. La trezorerie e 7% pe an, dobândă fixă, nu compusă. Iar la bursă, între minus 50% și plus 200% pe an, dobândă compusă. La bancă plătești 10% impozit pe profit. La trezorerie e gratis, iar la bursă e 1-3% impozit pe profit. Momentan. Repet, statul îți ia din profitul generat, adică din dobânda pe care ți-o dă instituția, nu din toată suma pe care o depui sau retragi. Calculatorul îți arată în stânga cât ai depus și în dreapta câți bani ai la final în cont. Ok, și ce faci cu banii economisiți? Păi trebuie. 1. Să-ți cunoști obiectivele financiare, adică ce dorești să cumperi. Nu uita să-ți lași și bani de rezervă. 2. Să știi anul sau perioada în care dorești să ai acei bani. Și 3. Să estimezi realistic în cât timp poți aduna banii. De exemplu, imediat după ce ți-ai luat mașină nouă, trebuie să începi să strângi bani pentru următoarea mașină, ca să-ți plătești ție ratele, nu băncii. Dacă ți-e imposibil să strângi banii în timpul alocat, atunci ia ceva mai ieftin sau intră în rate. Dă un avans cât mai mare și achită ratele înainte de termenul din contract ca să plătești cât mai puțin. Evident, dacă tu ești mai șmecher și nu plătești dobândă la rate, atunci ia totul în rate și nu te mai uita la acest videoclip. Am făcut un calcul care m-a surprins și iată de ce e bine să economisești pentru mașină sau casă cu mult timp înainte să ai nevoie de ea. Să presupunem că nu locuiești în Cluj-Napoca și o casă sau apartament costă doar 50.000 de euro. Varianta A. Cumpăr casa acum, în 2024, în rate pe 20 de ani, cu 416 euro pe lună. Peste 20 de ani, în 2044, am plătit în total 100.000 de euro. Deci mi-am luat o casă când eu am strâns de fapt bani pentru două case în cei 20 de ani. Dar am avut casa mea de la început. Varianta B. Încep să strâng 416 euro pe lună cu 10 ani înainte, adică în 2014. Acum, în 2024, am strâns 50.000 de euro, deci cumpăr casa cu banii jos. Interesant! Am depozitat lunar aceeași sumă de bani și am plătit casa în 10 ani, nu în 20. Dacă continui să economisesc rata pe care nu a trebuit niciodată să o plătesc, adică 416 euro pe lună, atunci peste 20 de ani, când aș fi terminat de plătit toate ratele, voi avea 100.000 de euro cu care pot cumpăra încă două case, sau de fapt doar una la cum cresc prețurile, dar oricum sunt mult pe plus. Evident, tu ca elev sau student nu ai de unde pune 400 de euro pe lună. Motiv pentru care părinții tăi ar fi trebuit să economisească din momentul în care te-ai născut. Măcar pentru un avans. Să pui și tu deoparte bani pentru copiii tăi, minim 500 de lei pe lună. Dar faci un calcul. Cu 500 de lei pe lună, în 20 de ani vei strânge 120.000 de lei, care înseamnă 24.000 de euro. Nu-i vor ajunge pentru un apartament, așa că obligatoriu trebuie să strângi banii într-un loc unde primești dobândă pe ei. Cu 5% dobândă anuală, în 20 de ani vei avea 39.000 de euro. Primești 15.000 de euro în plus pentru simplul fapt că i-ai adunat într-un cont cu dobândă compusă. E foarte bine, dar insuficient pentru prețurile din viitor. La bursă ai un randament de 10% pe an, iar peste 20 de ani vei avea 66.000 de euro. Dacă pune și mama și tata câte 500 de lei, cu 1.000 de lei pe lună, veți pune deoparte 240.000 de lei în 20 de ani, adică 48.000 de euro. Dacă depuneți banii într-un cont de economii bancar și în obligațiuni, veți avea 78.000 de euro, iar la bursă 133.000 de euro. Preferi ca pentru 20 de ani în fiecare lună să investești 1.000 de lei sau să plătești rate 400 de euro? Fă-ți propriul calcul bazat pe perioada de economisire valabilă pentru tine. Probabil copiii vor avea nevoie de casă doar la 25 de ani, nu la 20, și atunci veți acumula mai mulți bani. Dar probabil ai mai mulți copii și trebuie să economisești dublu. Ori poate copiii tăi au deja 15 ani și timpul e mai scurt. Calculează-ți pe hârtie sau folosește link-urile pe care ți le-am lăsat în descrierea videoclipului, acolo jos. Bine, dar poate vei zice: băi, Andrei, eu sunt student în Cluj-Napoca, am nevoie imediat de o locuință și familia mea nici măcar nu visează la 100.000 de euro. Să stau în chirie sau să iau un apartament în rate? Gândește astfel, banii plătiți pentru chirie nu-i mai vezi niciodată.
Banii plătiți băncii pentru rată îți achită casa care e a ta din prima zi. Calculează cât plătești pe chirie în 10, 20 și 40 de ani. Calculează câți bani plătești băncii pe rate și vei vedea că e dublu sau triplu față de suma creditată. Până strângi un avans puternic, stai în chirie sau la părinți dacă poți lucra de acasă. Există mai multe tipuri de credite. Alege-l pe cel mai rentabil pentru tine. În principiu, vei plăti mult mai puțin bănci dacă achiziți rata înainte de termen, mai ales dacă rambursezi anticipat în primii ani. Nu uita că generezi 100.000 de euro în 14 ani dacă ai un simplu salariu de 3.000 de lei pe lună. Deci fii conștient pe ce îl consumi. Iată o observație importantă. Să presupunem că achiziționezi un apartament de 50.000 de euro în rate pe 20 de ani, iar în total plătești 100.000 de euro. Considerând inflația, e posibil ca peste 20 de ani apartamentul tău să valoreze 100.000 de euro. Deci poate nu e așa de rău să cumperi o locuință în rate. Nu e greșit nici dacă iei o mașină în rate dacă ai neapărat nevoie de una nouă acum, chiar dacă peste 20 de ani o vei da probabil la rabla. În 5 ani de rate vei plăti probabil cu 20-50% mai mult decât prețul autoturismului. Nu uita că în loc de locuința visurilor din centrul orașului, poți alege o casă la țară care e mai ieftină și îți oferă mai mult spațiu. Gata cu teoria, hai cu practica! Cum economisești astfel încât banii tăi să nu fie mâncați de inflație, ci din contră să te îmbogățească puțin? Eu aș împărți oamenii în 6 nivele de investitori. Nivelul 0. Neștiuitor. Economisire înșelătoare. Ții banii la saltea sau pe card, fără dobândă. Rezultat, puterea de cumpărare a economiilor tale scade din cauza inflației. Efectul e garantat. Pierzi în medie 3% pe an. A ține banii neinvestiți este o prostie menționată în Biblie. Era odată un stăpân care avea 3 servitori. Înainte de a pleca departe, le-a împărțit servitorilor averea sa, dar le-a spus că vrea banii înapoi când se întoarce. Lui Ionel i-a dat un talent, lui Georgel 2 talanți, iar lui Marcel 5 talanți. Pentru a se asigura că nu-l pierde, Ionel a îngropat talentul într-un loc sigur. Georgel a investit cei 2 talanți și după o vreme a generat încă 2. Marcel și-a investit și el cei 5 talanți și a mai obținut încă 5. Când s-a întors stăpânul, Georgel și Marcel i-au înapoiat banii dublați. Stăpânul le-a apreciat foarte mult creativitatea și curajul de a risca. Când Ionel i-a înapoiat stăpânului talentul primit, stăpânul s-a supărat pe Ionel și l-a numit leneș și incompetent. Averea sa a stagnat în loc să fie dată măcar cămătarilor, sau cum le numim elegant în secolul 21, bănicilor. Stăpânul i-a luat talentul lui Ionel și i l-a dat lui Marcel, care a generat cel mai mare profit. În această parabolă ni se spune că riscul pierderii banilor este mai rentabil decât imobilitatea temătoare a slugii păstrătoare. Înțelegem de asemenea că săracii conservatori vor sărăci și mai mult, iar cei bogați și harnici se vor îmbogăți și mai mult. Acest adevăr este valabil până la sfârșitul lumii. Alege tabăra în care dorești să fii. Îți recomand totuși să ții sume foarte mici cash în casă ca să le poți accesa la nevoie. Prin talanți, Iisus s-a referit probabil la talentele fiecăruia dintre noi. Deci folosește-ți cele mai bune aptitudini și îmbogățește binele pe care îl primești. Nivelul 1. Inteligent. Cont de economii. Depui toți banii tăi într-un cont de economii în care primești dobândă de minim 4% pe an și din care îi poți retrage oricând fără costuri. Rezultat. Nu depășești inflația, dar câștigi banii care contează. Depune aici toate sumele pe care le poți economisi, banii de vacanță și orice sumă pe care nu o cheltui în luna curentă. Transferul banilor de pe cardul de salariu în contul de economii se face super simplu printr-un click din aplicația de pe telefon. Poți chiar automatiza transferul din aplicația bancară. Configurezi un transfer recurent cu suma calculată în tabelul anterior, iar astfel economisești și timp pentru viitor. Îți recomand să te documentezi câteva ore înainte de a deschide contul de economii ca să citești cu atenție oferta băncii tale. Deschide contul la altă bancă dacă oferă dobândă mai mare, doar să fii atent la comisioane. Comisioanele pot fi la depunerea banilor, pentru administrarea contului, impozit pe veniturile din dobânzi care merge la stat, sau la retragerea banilor. Atenție! Băncile oferă și depozite la termen care au dobândă mai mare decât conturile de economii pentru că nu poți retrage banii decât după termen. În general, nu recomand depozitul la termen, fiindcă ești mai avantajat la titlurile de stat.
Nivelul 1 e obligatoriu pentru toată lumea din punctul meu de vedere. Următoarele nivele de investiții îți aduc randamente considerabil mai mari, dar vei avea banii blocați pentru o anumită perioadă de timp și dacă va trebui să-i retragi mai devreme de data stabilită, e posibil să ai profit zero sau negativ. Nivelul 2. Începător. Titluri de stat. Cumperi titluri de stat Tezaur sau Fidelis cu o parte semnificativă din banii tăi. Tu împrumuți bani statului pentru 1, 2 sau 3 ani. În fiecare an primești o dobândă, de exemplu 7%, care e mai mare decât la bancă și nu e impozabilă. Iar la finalul contractului primești înapoi suma investită inițial. La Tezaur poți retrage banii doar la finalizarea contractului, deci obligatoriu trebuie să ai bani și la nivelul 1, adică în contul de economii. Banii lichizi reprezintă sume pe care le poți accesa în orice moment. În realitate îi poți retrage mai devreme, dar la Tezaur pierzi dobânda. La Fidelis nu pierzi dobânda, fiindcă titlurile se tranzacționează pe bursă. Câștigul se simte bine după 3 ani. 7% ori 3 ani egal 21%. Titlurile de stat se emit de obicei lunar și dobânda acestora e adaptată în funcție de inflație. Cu cât inflația e mai mare, cu atât dobânda e mai mare și viceversa. Deci e bine să cumperi pe termen cât mai lung când inflația e mare și preconizezi că va scădea și cumperi pe termen scurt când preconizezi că inflația va crește. Pentru că obligațiunile de stat nu sunt impozabile și au dobândă mai mare decât depozitul la termen de la bancă, nu recomand să-ți faci un depozit la termen decât dacă dobânda băncii e cel puțin cu 10% mai mare decât dobânda trezoreriei, pentru că 10% din profitul de la bancă e impozitat de stat. Atenție, am spus depozit la termen, unde poți retrage banii doar după o anumită perioadă, nu cont de economii, unde poți retrage banii oricând. Atenție iar, dacă la trezorerie ai 7% dobândă, 7% plus 10% din 7% egal 7,7%. Deci depozitul bancar la termen e mai rentabil doar dacă are dobândă de minim 7,8%. În acest exemplu, dacă singura lui taxă e impozitul de 10% către stat. Îți recomand să te documentezi câteva zile înainte de a cumpăra titluri de stat pentru a înțelege procesul și de a decide suma pe care o vei investi. Poți investi odată o sumă mare sau lunar sume mici. Îți las instrucțiunile de achiziție pe ecran. Săptămâna următoare întoarce-te la videoclip, pune pauză și citește. Toți românii ar trebui să avanseze până la acest nivel, fiindcă riscul investiției e de 0,1%. Înainte de a avansa la următoarele nivele, trebuie să înțelegi bursa. Companiile listate la bursă emit acțiuni. O acțiune reprezintă o cotă parte, adică o bucățică dintr-o companie, pe care astăzi o poți cumpăra cu un simplu click din aplicația de pe telefon. Devenind coproprietar, de obicei beneficiezi de dividende. Dividendele reprezintă profitul companiei care se împarte proprietarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Din dividende nu te îmbogățești fiindcă tu nu ai bani să cumperi nici măcar 0,1% dintr-o companie, dar este un venit binevenit. Prețul acțiunilor este cel care contează deoarece fluctuează și de aici vin sau pleacă mulți bani. Planul tău este să cumperi ieftin și să vinzi scump. De exemplu, dacă în 26 iulie 2020 ai fi cumpărat o acțiune la Apple, te-ar fi costat $100. Exact un an mai târziu, prețul acțiunii a crescut la $147 și, dacă vindeai, ai fi avut un profit brut de $47. Dacă ai fi cumpărat 10 acțiuni, ai fi avut un profit de $470, dacă ai fi luat 100 de acțiuni, ai fi avut un profit de $4,700 și așa mai departe. În 2010, prețul unei acțiuni a fost $10, deci te las pe tine să calculezi ce profit ai fi avut astăzi. Acesta a fost un scenariu pozitiv. Dacă ai fi investit în Apple în 2 ianuarie 2022, ai fi plătit $180 pe acțiune. Au venit crizele și piața s-a prăbușit. Timp de 17 luni ai fi fost considerabil pe minus, deci pierdeai bani dacă vindeai acțiunile. Vedem un vârf pozitiv timp de 3 luni, apoi prețul a luat-o iar în jos. Dar e Apple, își va reveni, așa-i? Știe cineva viitorul? Eu știu că prețul oricărui lucru este direct influențat de raportul dintre cerere și ofertă. Prețul crește când sunt mai mulți cumpărători și scade când sunt mai mulți vânzători. Dacă studiezi puțin bursa americană, vei vedea că prețurile au explodat în zona anului 2019. Se va înălța și mai sus acest munte sau prețul va reveni la mișcarea sa lentă de lungă durată?
Atenție! Acțiunea clasică este doar una din instrumentele financiare pe care le poți tranzacționa la bursă. Brokerii oferă și posibilitatea de a cumpăra instrumente derivate, de exemplu CFT-uri, care pot avea efect de levier. Levierul îți permite să cumperi foarte mult cu puțin bani și doar la vânzare se aplică prețul complet. Dacă vinzi pe plus, câștigi de 10 ori mai mult, dar dacă vinzi pe minus, plătești de 10 ori mai mult. Ca începător, te descurajezi să cumperi cu levier, așa că revenim la acțiuni clasice. Pentru a diminua riscul pierderii banilor, este recomandat să investești în mai multe instrumente financiare, din sectoare diferite de activitate și din țări sau chiar continente diferite. Iată un motiv pentru care au fost create fondurile de investiții. Prescurtat în limba engleză ca ETF, un indice bursier reprezintă, de exemplu, cele mai puternice companii dintr-o anumită țară. Istoric, un ETF crește în medie cu 10% pe an, fiindcă e gestionat de profesioniști ca să adune investitori, fiind proiectat să crească pe termen lung. Dacă o companie se prăbușește, este înlocuită cu alta. Nivelul 3. Mediu. Fonduri de investiții. Așa că iată-ne la nivelul 3. Investește 10-25% din banii economisiți la bursă într-un ETF. Plus 10% pe an este un profit foarte mare care îți dublează suma în 8 ani. Aceasta este o investiție destul de sigură, dar pe termen mediu și lung. Deci să te asiguri că poți trăi liniștit fără banii depuși aici. În primii 2 ani vei fi uneori pe minus, alteori pe plus. Nu te speria și nu vinde când vei fi pe minus. După 5 ani ai toate șansele să fii mult pe plus, dacă nu prinzi o criză majoră. În perioadele de criză, bursa se prăbușește și e momentul ideal de a cumpăra cât mai mult, deoarece prețul acțiunilor ar trebui să își revină la loc în timp. Iată două proverbe ale investitorilor. 1. Cel mai bun moment de a începe să investești este ieri. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Și 2. Cumpără cât mai mult atunci când curge sânge pe străzi. Adică în mijlocul crizelor, cum am avut în 2008, pandemia, războiul sau pur și simplu o scădere economică. Piața și-a revenit, dar nu-ți face griji, fiindcă vei mai avea oportunități. Ca începător, nu e recomandat să investești toți banii deodată, fiindcă e posibil să cumperi în vârf din cauza optimismului sau a lipsei de informare. Pe termen scurt, să nu crezi niciodată că poți anticipa momentele ideale de cumpărare sau vânzare. Prețurile își pot schimba cursul cum nici nu te aștepți. Informează-te despre strategiile Dollar Cost Average și Lump Sum. Apoi, fă o combinație între ele. Investește-ți toată suma pe o perioadă de câteva săptămâni sau luni, în funcție de evoluția pieței. Strategia Dollar Cost Average spune să investești des sume mici, de exemplu 200 de euro în fiecare lună timp de 20 de ani. În total ai investit 48.000 de euro și ai eliminat riscul de a-ți investi toată suma chiar înainte de o criză. Profitul tău e mediu și sigur. Strategia Lump Sum spune să-ți investești toți banii deodată, fiindcă pe termen lung bursa merge doar în sus. Iată calculele. În stânga investești lunar câte 200 de euro timp de 20 de ani, iar în dreapta investești toată suma de 48.000 de euro la început. După 20 de ani, ai mult mai mulți bani cu lump sum. Totuși, dacă ai investit deodată toți banii în 2007, ai fost pe minus până în 2013. Prin 2024, ai ajuns din urmă dollar cost average-ul, iar de aici îl depășești cu mult. Banii cresc mai mult în lump sum, fiindcă întreaga sumă stă la crescut mai mult timp. Dacă ai o sumă mare de investit, ca începător îți recomand să te răsfiri pe o perioadă de 1-5 ani, deoarece dollar cost average-ul e mai sigur. Iar întrucât vei retrage banii peste 10-20 de ani, investiția ta va avea timp să crească și vei face și lump sum în același timp. Pe termen lung, să fii conștient că vine o criză la fiecare 10 ani. Acest grafic din 1875 a prezis destul de bine anumite perioade nasoale precum al doilea război mondial, criza din 2008, pandemia din 2020 și războiul din 2022. Din punct de vedere statistic, următoarele crize majore ar veni probabil în zona anilor de jos și mai ales a celor de sus. Conform altor surse, problema din 2035 ar putea fi foarte mare și ar dura 10 ani. Nu considera infailibile aceste speculații, fiindcă nimeni nu cunoaște viitorul, dar fii pregătit pentru ele. Să nu uităm de partea fiscală. Începând cu anul 2023, impozitarea și declararea câștigurilor la bursă se face automat de către broker, deci nu mai trebuie să mergem noi la ANAF.
Momentan, impozitul e doar 3% dacă vinzi mai devreme de un an și 1% dacă păstrezi acțiunea mai mult de un an. Impozitul pe dividende e 8%. Dacă brokerul tău nu are sediu în România, atunci impozitul pe câștiguri e mereu 10%, iar impozitul pe dividende depinde de țara brokerului. Nu uita că guvernul poate schimba regulile în orice moment. Îți recomand să te documentezi minim câteva săptămâni despre investitul la bursă înainte de a începe. Te felicit dacă avansezi până la nivelul 3, deoarece îți asiguri o anumită stabilitate financiară pentru tine și urmașii tăi. Îți las și aici instrucțiunile pe ecran. Dacă ai un obiectiv financiar pe care trebuie să-l atingi peste 5 ani sau mai mult, atunci fă-ți curaj și investește cu încredere la bursă într-un fond de investiții. Nivelul 4. Avansat. Acțiuni individuale. Investește la bursă într-o companie pe care o analizezi bine, adică te uiți ce profituri și ce planuri de viitor are, studiezi piața, cumperi în momente oportune, când prețul a scăzut și urmează să crească, studiezi lunar evoluția prețului și vinzi în momente oportune, când prețul a crescut suficient pentru tine sau când urmează să scadă. Setează-ți un preț țintă realistic pentru fiecare acțiune și ține-te de plan. De exemplu, dacă ai cumpărat acțiuni la Apple cu $100 și ți-ai propus să le vinzi când prețul atinge $150, atunci vinde-le la $150, pentru că dacă mai aștepți să se ridice și mai sus, e posibil să ai o surpriză și să se prăbușească după ce atinge $155. Dacă observi un model zigzag repetitiv, poți vinde când prețul e în vârf și cumperi din nou în groapă. Dacă investești pe termen lung, te descurajezi să încerci așa ceva cu sume mari, fiindcă mai devreme sau mai târziu, prețul o va lua în direcția opusă. Indicatoare precum MACD și BB te vor ajuta să iei decizii mai bune. Prețul acțiunilor unei companii este mai volatil decât prețul unui ETF, motiv pentru care câștigurile și pierderile pot fi mai mari. La bursă să cumperi doar ceea ce ești dispus să pierzi. Repet asta, investește doar banii pe care ești dispus să nu-i mai vezi prea curând sau chiar niciodată. De știut că pe termen scurt, volatilitatea e dată de știri și sentimente, nu de evoluția reală a instrumentului în care ai investit. Cardurile pe care le vezi în colț te duc la videoclipuri ale altor creatori de la care am învățat. Accesează-le ca să înveți mai multe și distribuie videoclipul meu și ajută-l să ajungă la cât mai mulți oameni dacă consider că informația de aici îi ajută. E important, dă-i share și like! Nu uita că mai poți cumpăra aur, materii prime, dolari, lire, opere de artă și multe altele. Diversifică-ți investițiile, dar nu supra-diversifica, fiindcă îți va fi greu să urmărești mai mult de 5 instrumente financiare. Îți sugerez să alegi companii pe care le cunoști și, de ce nu, cărora le ești client. Îți va fi natural să le urmărești evoluția, iar o parte din profitul pe care îl generezi tu ca client îți va reveni ție ca acționar. Nivelul 5. Avansat. Investești în criptomonede. Dacă nu știi bine ce faci, este ca și cum ai juca la jocuri de noroc. Dacă știi foarte bine ce faci și speculezi corect piața, atunci câștigi foarte mulți bani. Bitcoin este cea mai stabilă criptomonedă și are potențial uriaș pe termen lung, fiindcă e moneda care nu poate fi supusă inflației. Dar riscul e mare pe termen scurt. Nu te încurajez să investești prea mult în cripto, dar merită văzut ce spune Cristian Chifoi. Nivelul 6. Profesionist. Trading. Investești la bursă pe termen scurt, studiezi piața 8 ore pe zi, vinzi și cumperi zilnic și faci multe profituri mici care cumulate rezultă un profit mai mare decât dacă ai investit pe termen lung. Tradingul nu este pentru tine, cu excepție cazului în care demisionezi de la locul de muncă actual. Omul obișnuit ar trebui să investească doar pe termen lung. Pentru o bună sănătate financiară, recomand ca portofoliul tău să fie investit astfel. 1. Adună 6 salarii la nivelul 1, adică într-un cont de economii. În caz că rămâi fără serviciu, trebuie să ai acces la bani lichizi cu care să poți trăi câteva luni. În plus, e esențial să poți accesa o sumă mare de bani în cazul unei nevoi urgente neanticipate. Nevoia poate fi materială sau medicală. După ce ai 6 salarii în contul de economii, poți să nu mai depui nimic aici. Doar dacă toți banii viitori economisiți îi depui la următoarele nivele.
2. După ce ai strâns minim 3 salarii la nivelul 1, 50% din banii economisiți să meargă la nivelul 2. Fiindcă la trezorerie ai dobândă mai mare, banii sunt blocați doar pentru 1-3 ani și îi primești înapoi garantat, dacă statul nu falimentează. Opțional, jumătate din banii de trezorerie să fie investiți doar pentru un an, ori cumperi Fidelis în loc de Tezaur, ca în caz că apare o cheltuială mare neprevăzută să îi poți accesa mai rapid. 3. După ce ai strâns 6 salarii la nivelul 1, dacă dorești să îți asumi un mic risc pentru o dobândă excelentă, între 10 și 25% din banii economisiți sau chiar 500 de lei lunar să fie investiți la bursă în nivelul 3, în una 3 ETF-uri, ideal din țări sau domenii diferite, pe termen mediu, adică 5 ani, sau lung, adică minim 10 ani. Istoric, fondurile de investiții sunt printre cele mai sigure și mai profitabile pe termen lung. Și 4. Dacă ți-au mai rămas bani de investit, fie îi lași la nivelul 1, fie investești mai mult în tine și în comunitatea ta. Învață ceva nou, fii un om cu 10% mai bun în fiecare an, donează și ajută-i pe ceilalți. Apropo, după ce dăruiești celor ce au imperioasă nevoie, poți susține și canalul meu de YouTube cumpărându-mi o ciocolată pe buymeacoffee.com/AndreiVaida. Una pe un an întreg sau cât consideri tu, m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc! Acești oameni au fost desenați aici cu un rost, au făcut ceva util pentru țară și am putea să-i luăm ca exemplu. Doar până la nivelul 3 îți recomand să avansezi. Evident, dacă ai rate de achitat la bancă, lasă bursa în pace și rambursează anticipat cât mai mult de la început, fiindcă dobânda pe care tu o plătești băncii este mult mai mare decât dobânda de la bursă. Asta dacă nu cumva dai lovitura în cripto. Totuși, ține în contul de economii 3 salarii ca să ai un fond de rezervă. În funcție de apetitul tău de risc și de banii pe care îi ai, poți avansa și la următoarele nivele, adică 4, 5 și 6, dar să nu joci la bursă ca la un joc de noroc. La bursă trebuie să ai multe informații, să fii la curent cu știrile de ultimă oră și să ai o comunitate de oameni pe care să te poți baza cu privire la deciziile investiționale. Eu nu sunt specialist financiar, acestea nu sunt sfaturi financiare, deci informează-te bine înainte de a face o alegere. Inclusiv când cumperi un laptop, vezi în acest tutorial recomandări de la un specialist și ia deciziile pe baza rațiunii tale, nu pe sentimente sau pe ceea ce au ales prietenii. Nu considera 100% adevărat ceea ce spune un tip de pe YouTube, fiindcă nimeni nu știe cu adevărat ceea ce se va întâmpla în viitor. Vor veni mereu crize financiare, boli, războaie, falimente, deci e bine să-ți diversifici averea în mai multe locuri, inclusiv în rai dacă vrei să ajungi acolo. Mai ai de învățat multe, așa că dă-mi un like dacă acest episod îți dă un start util. Am lucrat 160 de ore la episod și dacă ți se pare util, te rog să-l trimiți și altora. Mulțumesc! Mai există o investiție care are riscuri zero și profituri nelimitate, pe care mulți o ignoră deoarece nu produce bani, cel puțin nu pe moment. Investește în tine, în educație, în familie și mai ales în sufletul tău. Tu ca individ ești direct influențat de comunitatea din jurul tău. Dacă locuiești în mocirlă, te murdărești și tu de noroi. Dacă îmbunătățești comunitatea, atunci te va îmbunătăți și ea pe tine. Eu încerc să fac asta prin YouTube. Deci scrie-mi într-un comentariu cum ți s-a părut acest episod, fiindcă mă ajută și pe mine și pe ceilalți. Dacă tu ca persoană devii mai valoros, valoarea din interiorul tău va atrage la rândul ei valoare din lumea exterioară. Dacă ajuți un prieten fără să aștepți nimic în schimb, dobânda pe care ți-o dă Dumnezeu este mai mare decât dobânda de la bursă, deoarece tot ce strângi în lumea aceasta este efemer, iar ce aduni în cultură, oameni și credință rămâne veșnic. Citește ce ți-am scris aici. Chiar dacă pierzi averea materială, dacă ești isteț și dornic, o poți genera la loc. Dacă nu ești deștept, nicio problemă, e suficient să vrei și vei reuși. Deschide calculatorul din descriere. Fii harnic, fii înțelept, fă lucruri bune și ne vedem în următoarele episoade de fotografie și IT pe canalul meu de YouTube. Spor la economisit și îmbogățit planeta!